Salutare tuturor și bine v-am găsit cu un nou video. După cum vedeți și în titlu, astăzi o să vă arăt cum puteți obține noua interfață a site-ului YouTube. E bine, este foarte simplu, știu sigur că în Google Chrome trebuie să apeși Ctrl-Shift-J și o să găsiți voi bucățica asta de text în descrierea acestui filmuleț. După care apăsați Enter. Puteți închide acum consola și dăm refresh și avem noua interfață care mie sincer nu îmi place absolut deloc. În primul rând este spațiul ăsta oribil aici sus, nu este centrat, în abonamente totul este aiurea, apare prostia asta aici. În mod normal ar trebui să fie numai încărcări, selectat, știi, ca default, mi se pare oribilă și sper că o să o modifice până îi dau drumul definitiv. Oricum, pentru a scăpa de această interfață, în Chrome mergeți la setări, ștergeți date de navigare și golim memoria cache și cookie-urile. Le ștergeți și acum dacă dau refresh, mă rog, o să vă și delogheze de pe YouTube sau orice alt site. Însă am revenit la vechea interfață care mie îmi place și m-am obișnuit cu ea, la început nu-mi plăcea nici asta. Vă mulțumesc pentru atenție și dacă aveți întrebări, nu uitați să mi le lăsați în comentarii sau printr-un mesaj privat pe YouTube.